Hei, salut și bine te-am găsit la un nou episod din Vlog de IT. Astăzi vreau să răspund printr-un video unei întrebări care apare din ce în ce mai des pe canalul de YouTube, printre comentarii, pe Facebook, dar și pe e-mail. Întrebarea e dacă poți să lucrezi în IT înainte de 18 ani. Eu practic le-am răspuns celor care m-au întrebat pe toate rețelele de socializare, dar se pare că răspunsul meu e puțin diferit față de realitate. Și pentru asta am în continuare un video luat de aseară de la știri, e despre niște tineri care au început să lucreze și au fost angajați, practic, înainte de 18 ani din timpul liceului. O pasiune se transformă în bani pentru tot mai mulți adolescenți. Dezvoltă aplicații pentru telefoanele mobile și ajung să câștige bine. Au primit oferte și de zeci de mii de euro pentru un singur program. Iar specialiștii în resurse umane îi vânează la competiții, așa că unii acceptă să lucreze chiar din timpul liceului. Sunt angajații ideali, spun cei din piața de IT. Un exemplu de licean cu carte de muncă a fost Corneliu. Lucrează de la 16 ani. Am terminat clasa 11-a și a venit vara. Între clasa 11 și clasa 12. Și am zis, băi, nu vreau să stau acasă o vară și să frec menta, să nu fac absolut nimic. Am zis, vreau să lucrez în ceva în care chiar sunt, de care chiar sunt pasionat. Așa și m-am apucat și am aplicat pe toate site-urile de joburi. Acum e pe băncile facultății și continuă să impresioneze. În 24 de ore a creat o aplicație în care un selfie ține loc de parolă. O statistică de la finalul anului 2017 arată că peste 1000 de elevi de liceu au contracte de muncă. Cei mai mulți în industria cinematografică și IT. Bun, cu toate că eu nu am auzit de niciun caz de puștan de liceu de 17, de 16 ani care să lucreze la o companie IT aici în Cluj, în toată cariera mea de vreo 12 ani, asta nu înseamnă că se poate. Bineînțeles, trebuie să fii foarte, foarte bun și acea companie să aibă nevoie de o persoană care să lucreze part-time și, bineînțeles, să fie o persoană așa mai tânără, care nu e neapărat foarte matură, care, nu știu, poate nu se ocupă de lucruri atunci când e nevoie, are și școală, are un examen care urmează bacalaureatul și așa mai departe. De asta nu am auzit eu probabil până acum de asemenea cazuri. E posibil să existe unele prin București, prin orașele astea mari, dar cred că sunt foarte rare. Sunt mult mai rare decât lasă acel reportaj impresia oamenilor. Bun. Ce poți să faci dacă ai mai puțin de 16 ani sau chiar, nu știu, 16-17 ani? Poți să începi să lucrezi ca freelancer. Există o mulțime de platforme de muncă pentru freelanceri. Nu e vorba doar de IT, poți să faci traduceri, poți să scrii texte, poți să scrii articole pentru bloguri, poți să faci grafică, poți să faci cărți de vizită, poți să faci o mulțime de lucruri pe aceste website-uri. Bineînțeles, proiectele le mai poți primi și de la prieteni, de la cunoștințe, de la rude, de la vecini. Cumva tu trebuie să le spui tuturor oamenilor din jurul tău că te pricepi la o anumită chestie. Știi să faci website-uri. Chiar dacă e cu WordPress, există o mulțime de proiecte care se pretează acestui CMS. Dacă tu spui tuturor prietenilor și cunoștințelor că știi să faci website-uri în WordPress și faci câteva ca să ai acolo un portofoliu, cu siguranță îți vei găsi niște proiecte la care să lucrezi și să faci niște bani. Nu tuturor oamenilor le trebuie factură pentru website-ul pe care îl faci, mai ales dacă vei cere mai puțin bani pentru că ești foarte tânăr și neexperimentat, atunci ei probabil vor fi de acord să își facă un website și pentru afacerea lor, fără să aibă nevoie de o factură și fără ca tu să ai un PFA. Bineînțeles, nu există foarte, foarte multe cazuri de genul acesta, dar e mult mai plauzibil să faci așa ceva decât să te angajezi la o companie de IT de la 16-17 ani. Cunosc că chiar destul de mulți dintre voi, cei care vă uitați acum la acest video, oameni de pe canal, care înainte de 18 ani lucrează deja ca freelanceri, tocmai așa cum spuneam înainte, fac website-uri, grafică, materiale de print și așa mai departe. Chiar și eu înainte de 18 ani am început să lucrez la vreo două proiecte pentru niște persoane. Bineînțeles, nu am fost plătit extraordinar de mult, am fost plătit cu mult sub prețul pieței, dar am făcut niște bănuți, am reușit să fac ceva pe cont propriu, mi-am construit încet, încet un portofoliu și asta vă recomand și vouă, nu vă lăsați doborâți de bariera asta de vârstă.
Puteți să faceți proiecte, puteți să faceți proiecte pentru voi pe care să le monetizați prin ad-uri, puteți să faceți proiecte pentru vecini și prieteni, puteți să aplicați pe acele platforme. Bun, cam atât am avut pentru astăzi. Dacă ai întrebări legate de această temă, lasă-mi-le în comentarii și cu siguranță îți voi răspunde. Mulțumesc, nu uita să lași un like și să te abonezi acestui canal ca să ne strângem 10.000 de oameni aici pe vlog de IT până la 31 decembrie 2018.